Salutare, prieteni, și bun găsit în spațiul de dincolo de muzică și versuri, unde astăzi punem lumina și a reflectoarelor din studio, dar mai ales lumina atenției dumneavoastră, asupra unei invitate care de obicei preferă să stea mai mult în umbră. Se apropie mai mult de categoria omul din umbră, așa că a lucrat în umbra unor evenimente precum concertele grupului Continental, concertele binecunoscutului interpret de muzică gospel Jesse Dixon, evenimente care au ridicat săli în picioare sau au adus lacrimi de emoție spectatorilor. Și aceste evenimente au purtat semnătura Anca Ciora, căreia îi spunem bun venit dincolo de muzică și versuri. Mulțumesc, bine v-am găsit! Mă bucur că ai venit, pentru că există în spatele tău un traseu muzical lung, cu multe curbe, multe răscruci și în traseul ăsta cred că se regăsește mult și din istoria muzicii bisericii evanghelice. Tu ai început muzica și în perioada comunistă, ai continuat cu muzica și după, cred că ai prins epoci destul de diferite. Foarte diferite chiar. Poluri opuse complet. Și au și unele și altele, și una și cealaltă avantaje și dezavantaje? Cu siguranță, cu siguranță. Cine a apucat să trăiască puțin în epoca comunistă spre marea surprindere a tinerilor de astăzi, poate, mă rog, nici nu-s chiar așa de bătrână, dar câteodată stăm să ne aducem aminte cu nostalgie de unele momente și de unele clipe de atunci. Da, mă rog. Dar ce era așa? Sau ce avea epoca respectivă și n-are epoca asta? Bun. Cărele se știe. Poate ce nu avea epoca respectivă, nu avea computere și televizoare și nu avea atâtea evenimente care să ne distragă atenția de la ceea ce însemna pentru noi valoare atunci. Țin minte că eram un cor de tineri la un moment dat, eram 80 de tineri în corul tinerilor și era cea mai mare bucurie să ne întâlnim și probabil pe locul 2 era cântatul, dar era bucuria aia părtășiei împreună și bucuria de a ieși și de a face misiune și de a sta de vorbă unii cu alții. Acum parcă, nu știu, am pierdut dimensiunea asta a părtășiei alea calde de atunci. Deci muzica în biserică a avut alt statut în epoca comunistă. Muzica sau mai degrabă sentimentul care îi însuflețea pe cei implicați în muzică, sentimentele? Cred că încercăm să păstrăm același statut în biserică, în biserica de astăzi, același statut al muzicii, dar probabil avea o altă dimensiune, mai adâncă, cumva mai apropiată nouă. Datorită sau din cauza împrejurărilor? Din cauza împrejurărilor contextului și a lipsurilor și a plusurilor de atunci. Mm-hmm. Probabil mai mult pe plan spiritual. Exact. De fapt, exact. Sigur. Cu siguranță. Și tu, când ai început cu muzica, ai știut că vrei să te faci muzician, indiferent de epocă? Când am început cu muzica, aveam 7 ani. Deci la vârsta aia nu prea știi exact ce o să fii și cum o să faci și ce o să se întâmple. Am început cu muzica pur și simplu. Și presupun că au decis părinții. Da. Că tu... Și se pare că a fost o decizie bună. Și cu siguranță și biserica și contextul din biserică a avut un rol destul de mare și un rol major. Pentru că în bisericile de atunci, ca și în bisericile de acum, cântam. Încercam să cântăm. Și mi-aduc aminte că la școala duminicală cântam, la orchestră cântam. Aveam o orchestră de vioși și mandoline și tot felul de instrumente adunate acolo. Deci biserica e un cadru foarte bun cântam pentru dezvoltarea simțului muzical. Exact. Și mi-aduc aminte de doi oameni deosebiți, care probabil au avut o înrâurire deosebită în aspectul ăsta, și anume fratele Ghiță Bocăniciu și sora Cornelia Crișan, care... Odată cu muzica au știut să ne învețe și dragostea de Dumnezeu, prin muzică, prin cântat, prin cântecele pe care le făceam împreună cu ei, care încercau să ne învețe. Dar dacă atunci muzica, în cadrul acela, muzica era un pretext, pentru tine a devenit un motiv. Cum? Când s-a făcut clicul?
Oarecum da, pe parcursul anilor probabil. Deci din moment ce am început să studiez muzica la 7 ani, am început să fiu implicată din ce în ce mai mult în biserică și să văd că prin muzică putem să facem așa de multe lucruri. Țin minte, din nou, epoca comunistă. Mi-aduc aminte de o seară de colindat, era urât, era noapte, era comunism, era frig și era înghețat și parcă tot în jur era înghețat și noi stăteam afară, lângă un bloc. Și să ne imaginăm că nu existau ornamente ca astăzi. Și nici lumini, nici măcar lumini, era întuneric. Dar ce mi-aduc aminte clar, așa de clar, era o femeie care stătea în geam la parter și plângea ascultându-ne. Deci memoria asta e așa de, amintirea asta e așa de vie în mintea mea. Și probabil a fost unul dintre momentele în care mi-am dat seama că muzica poate atinge inim și mai mult decât muzica, Domnul din spatele muzicii pe care încercăm să-L ducem oamenilor și să-L împrăștiem în jurul nostru. Și probabil că muzica a devenit la un moment dat un motiv, dar totodată e și un pretext. Și e un pretext bun ca să-L facem cunoscut pe Domnul prin muzică. Adică să dai mai mult decât muzică. Asta e deviza ta. În mod necesar. În mod necesar. Deci muzica, dacă îi motivul, îi probabil în primul rând pretextul. Pentru că prin muzică noi ca și creștini încercăm să-L arătăm pe Domnul și să-L facem iubit pe Domnul prin muzica pe care o facem. Aș vrea să fie scopul meu, scopul muzicii mele. E și cum se împlinește scopul ăsta prin colaborările pe care le-ai avut? Colaborări principale sau îndelungate sau cum vrei tu să le cataloghezi, dar care au contat pentru tine și în care ai pus umărul și multă vreme și din greu? Probabil activitatea mea cea mai lungă în domeniul muzicii creștine e activitatea mea cu Continentali până acum și au fost niște ani fantastici, de grei și frumos și cu multe biruințe și cu și înfrângeri pe alocuri normale, foarte normal. Da, când a început? Continentali, acum vreo 11-12 ani, cam așa. Și cum? Deci când? Și cum? Cum? Era contextul de după Revoluție. Poate trecuseră ceva după Revoluție. Și mi-aduc aminte că noi tinerii încercam să ne găsim drumurile și rostul și încercam să vedem ce putem face. Și la un moment dat, lucrarea Continentalilor a apărut de undeva. Și anume din Olanda, probabil. Sau dacă stau bine să-mi aduc aminte, sămânța Continentalilor a fost plantată chiar pe vremea comuniștilor, când cei din America, Continentalii din America, începeau să vină, cântau superb de frumos în bisericile noastre. După ce se termina, zburau în autocare și nu-i mai vedeam, nu reușeam niciodată să schimbăm nicio vorbă cu ei. Am aflat după ani că erau urmăriți de securitate și trebuiau să se miște repede și aveau de fiecare dată după autocarul lor încă o mașină cu câte cineva care îi urmărea peste tot și de asta niciodată nu discutam cu ei. Însă, după Revoluție, Continentalii din Europa începeau să vină la noi. Așa ne-am împrietenit, ne-am cunoscut. V-ați am început inspirat? Să mergem pe la ei să vină să țină concertele lor la noi. Însă am realizat că lucrarea asta ar fi așa o lucrare fantastică dacă am putea să îmbrățișăm noi lucrarea lor și să aducem în ograda noastră, să vedem ce am putea să facem un pic mai pe înțelesul românilor, mai pe sufletul lor. Și încet, încet am încercat să... Să tot șlefuiți aici? Să șlefuim aici lucrarea asta. Dar cum se împacă, atenție, întrebare dificilă pentru tine, cum se împacă dragostea ta pentru compoziții proprii, pentru muzică pur românească, scrisă de români, cu faptul că în cadrul lucrării Continental sunt cântece traduse? Așa, și doar cântece traduse. Foarte adevărat.
Lucrarea continentalilor. E lucrarea noastră de început. Nu știu dacă ar fi corect și ar fi bine să o numesc lucrarea copilăriei noastre, a tinerilor români, pentru că am văzut că pe parcurs lucrarea așa de frumos a maturizat și e o lucrare superbă și văd că Iosif Cătuna, care continuă lucrarea continentalilor, încă o duce la maturitate și la coacere și la lucruri frumoase și Deci se se dezvoltă în întâmplă permanență. lucruri frumoase, da, se întâmplă lucruri superbe. Și tinerii din România au, nu numai că au nevoie de ea, ca și viziune și ca și concept și ca și context în totalitate, dar e și un instrument fantastic de evangelizare, de încurajare bisericilor și de multe alte lucruri, Dar se de adresează în părtășie. principal bisericilor, Nu numai, repertoriu. nu numai. Muzică care se adresează și lucrării de evangelizare a bisericilor. Deci s-a întâmplat de multe ori că bisericile care vreau să organizeze o evangelizare chemau grupul Continental, bineînțeles. Asta în orice colț din țară. Exact. Și chiar și peste hotare. Deci n-aș putea să spun că Continentale sunt lucrarea copilăriei noastre. Într-un fel, da. Într-un fel, da. Dar prin maturitatea la care Continental a ajuns și continuă să meargă, avem Iarce. încă mari speranțe pentru Continental. Însă, totodată simt că am ajuns la stadiul la care noi, ca și români, și ca și națiune, și ca și compozitori și creștini români, nu numai că am avea ce să spunem, dar avem și datoria și avem responsabilitatea să nu mai împrumutăm muzica altora, ci să ne lăsăm, să începem să ne lăsăm sufletul să cânte, sufletul nostru românesc să cânte. Și e marele meu vis ca, în loc să avem concerte superbe cu Jesse Dixon, pe care probabil o să le mai avem și ne prind bine și suntem încântați de ele, în marele meu vis să avem concerte mari și superbe cu artiști creștini români. Dar cum vezi tu că e situația astăzi la capitolul muzică românească? Sunt mulți, sunt destui, sunt mulți compozitori decenți români. Cred că da, cred că avem compozitorii noștri buni, foarte buni chiar. Însă, întotdeauna simt că mai avem încă un drum destul de lung de parcurs. Încă am impresia că ne uităm peste gard la muzica altora A, deci acolo crezi că-i piedica, și nu tentația neapărat, poate că ar fi tentația să furăm, să încercăm să furăm să ne stilul inspirăm. altora, modul de a cânta al altora, ceea ce nu e un lucru rău. Trebuie să facem lucrul ăsta și trebuie să învățăm unii de la alții. Dar totodată cred că noi ca și români și ca și creativitate românească, națională, a noastră, am avea ce să dăm. Nu pot să nu subliniez faptul că în materie de texte muzicale am avea un pic de lucrat, cred că. Am avea de lucrat, dar totodată avem și o tradiție și o moștenire extrem de bogată. Și n-aș vrea să uităm de ea, n-aș vrea să o neglijăm, dacă nu Tradiție. chiar să o ignorăm. Mă gândesc la poeții noștri. Sunt foarte mulți tineri care compun foarte frumos, extrem de frumos. Dar când e vorba de texte, upsii, marele gol, marea lipsă. Și dacă ești un compozitor bun ca și muzicoare, de ce n-ai luat texte de Costache Ioanid? Sau de ce nu te-ai inspirat, dacă nu poți să iei o poezie pe de-a întregul din Vasile Voiculescu? Are niște poezii absolut fantastice, superbe. Așa e, dar Ioan probabil că Alexandru. se schimbă și cadrul și pulsul compozitorilor, tinerilor compozitori români. Și e normal. E normal ca compozitorii să caute un limbaj muzical specific societății, Momentului în care momentului. trăiesc ei. Exact. E foarte adevărat. Însă,
De ce să adoptăm oare un limbaj literar mai puțin valoros? Și texte literare mai puțin valoroase. Da. Pe celelalte care sunt chiar performanță. Eu cred că un text literar sau o poezie de Costache Ioanidis, cu siguranță cred că și-ar găsi muzica care ar putea să o exprime, muzica contemporană, muzica zilelor noastre care ar putea să o exprime. Cum ți-o imaginezi? Ar fi o baladă sau în zona respectivă? Nu știu dacă neapărat o baladă. Ar fi... Ar putea fi un cântec dinamic? Ar putea fi și un cântec dinamic, de ce nu? Ar putea fi și o baladă și ceva mai doinit, poate. Păi, poezia dar... te cam pune pe gânduri. Poate că poezia scrisă în vremea comunismului are și o vână de nostalgie, melancolie, da. E foarte adevărat. Poate fi un motiv pentru care e ocolită azi. Însă cred că totuși ar putea găsi exprimarea contemporană. Cum crezi că ar putea fi încurajați compozitorii tineri de astăzi să aibă încredere în ei, să-și dorească să scrie muzica și textele lor? Cred că un eveniment foarte inspirat pe care l-am avut în vară a fost Festivalul Cristia. Atelier de creație muzicală. Atelierul acolo de creație trebuie muzicală. Să te duci cu propriile tale cântece. Exact, exact. Ba mai mult să le scrii la comandă. Exact. A fost un eveniment de care ne-am bucurat toți și cred că atât tinerii participanți, compozitori, cât și cei care am fost acolo Juriu. De față și nu numai, ne-am bucurat să vedem că lucruri frumoase pot ieși de acolo. A, deci ești optimistă după ce ai văzut întâmplarea asta. Sunt foarte optimistă și cred că putem face lucruri frumoase. Aș mai fi vrut să te întreb și uite că am uitat cum se împacă dragostea ta față de muzică clasică cu faptul că ești nevoită să te miști și să activezi într-o arie în care e muzică neclasică, ușoară sau alte genuri, gospel. Nu ți-a detronat de pe poziția sa muzica clasică? N-a fost detronată? Nu, deloc. Și nici n-aș zice că nevoită, ca și cum ar fi așa o constrângere. Singura ta opțiune. Singura mea opțiune. Nu, deci nu poate fi vorba de o constrângere, din nou. Consider că muzica e un limbaj. E un limbaj prin care oamenii se exprimă și prin care putem spune așa de multe lucruri. Și dacă muzica clasică e limbajul pe care eu îl prefer... Asta și care mi pe se adresează mie și inimii și minții mele în mod deosebit, nu înseamnă că celelalte limbaje muzicale ar fi mai nevaloroase sau să nu aibă, s-ar exclude. Să nu fie legitime. Exact, exact. Ai adus un cântec și e parte din noutățile tale acest cântec. Încă n-am lămurit cum se numește cântecul, dar pare să prezinte aventurile unei mămăruțe. Sună foarte năstrușnic cântecul acesta. Se și numește Mămăruță. Cum de l-ai scris? Nu-i foarte tipic. De multe ori cântecele și creațiile vin așa din câte o impresie, câte o părere și într-adevăr la un moment dat eram destul de mică pe vremea aia. Leneviam, nu știu, probabil era vreo 9 dimineața și leneviam în pat și nu m-aș fi sculat, dar era atâta soare în camera aia încât o trebuie să deschid ochii și când am deschis ochii pe pernă cu mine era o mămăruță. Bine, dar tu când ai scris cântecul? Când erai mică? Sau acum? La maturitate? Atunci eram mică când am întâlnit mămăruța aia și am deschis ochii și ne-am privit un pic și între timp mămăruța s-o cam plictisit de vârful nasului meu și și-o fi deschis aripile și-o zbura, dar e o impresie și o părere din copilăria mea într-o zi. Păstrată atâta timp? Frumoasă de vară. De ce nu? Păstrăm atâtea impresii. De ce n-am păstrat și o impresie de genul ăsta? Și la un moment dat, uite, după mulți și mulți și mulți ani, adică nu chiar așa de mulți. Da, asta vreau să te corectez. Mi-am adus aminte de mămăruța întâlnită de mult și am
pus-o într-un cântec. Deci, mare atenție, să nu uităm lucrurile mici, dar frumoase, pentru că s-ar putea transforma în ceva și mai mare și mai frumos, cine știe când. Ăsta e cazul cântecului tău, Mămăruța, la care colaborezi cu Mara Mămăruța. Mara Mămăruța, o da. O fetiță în vârstă de 9 ani. E o fetiță de un talent rar, de un talent rar. În cât timp ați învățat cântecul voi două? Am învățat cântecul, dacă îți vine să crezi, într-o jumătate de oră. Și a doua zi cântam la biserică, la mănăstur. Și aveam emoții că Mara Mămăruța mea nu o să-și mai aduc aminte de cântec. Și când, o să uite cuvinte, da, cum se întâmplă. Cuvinte, o să uite melodie. E adevărat că unele note le-au mai schimbat așa pe alocuri și le-am lăsat așa că parcă sunau colaborare. Mai bine. Da. Și când am repetat înainte de a cânta în biserică, am văzut că Mara Mămăruța mea știa cântecul la perfecție. Zbura cu el. Zbura prin cântecul respectiv și a rămas în inima mea, Mara Mămăruța mea. Ne-am întâlnit prima dată acum 2 ani în Mănăștur, biserica tot din Mănăștur. Tot în biserică. Acolo de copii. Acolo se întâmplă multe lucruri frumoase și muzicale. Așa, care trebuie scoase la suprafață. Uite, asta facem în finalul întâlnirii. Vă scoatem la suprafață pe amândouă, pe tine și pe Mara Prună, fetița în vârstă de 9 ani, care va fi solista cântecului tău. Vă ascultăm! Mămăruță frumoasă, de care sper că v-ați bucurat, ne-a adus în cântec Anca Ciora, invitata noastră de astăzi, care sperăm să mai vină dincolo de muzică și versuri. Pe dumneavoastră vă așteptăm și data viitoare tot aici, în aceeași zi, de la aceeași oră, toate cele bune!